Guvernul României a modificat criteriile pe baza cărora se acordă sumele de echilibrare a bugetelor locale. Astfel, localitățile care au bugete mari nu vor mai primi bani de la guvern. Schimbările au provocat protestul multor primari. Pe fostele legi a bugetului, aprobate în fiecare an, se dădeau banii, se repartizau pe criterii. Număr de populație, de locuitori, suprafața intravilan, suprafața extravilan și grad de colectare. La ora actuală, pe legea bugetului, pe articolul 8, s-a stabilit un plafon la nivel de țară, indiferent cât de mare este localitatea, de 1,5 milioane. Plafonul pentru comune este de 1,5 milioane de lei, cel pentru oraș de 6 milioane de lei, pentru municipiu 20 de milioane, pentru municipiu reședință de județ 50 de milioane, iar pentru Consiliul Județean 80 de milioane de lei. Anul trecut am pornit de la un buget de 3.200.000, iar sumele care le-am primit pe echilibrare, repet prin acea formulă, din partea atât a Consiliului Județean cât și a Finanțelor, a fost de peste 1.350.000. Bani pe care nu o să mai aveți acum? Bani pe care nu o să mai avem, din calculele care le-am făcut acum, ceea ce primesc, ajunge doar pentru buna funcționare a aparatului propriu, să ne putem plăti curentul, energia și apa. Consiliul Județean Arad pierde în acest moment, față de anul trecut, 21 de milioane de lei, care înseamnă pentru județ posibilitatea de a construi din banii județului, fără a apela la altă resursă, de a construi atât secția de boli infecțioase, secția nouă, cât și a reabilita pediatria și NPI-ul. Deci doar această sumă care o pierde Consiliul Județean în acest an înseamnă două secții noi de spital. Ministrul Finanțelor Darius Vâlcov spune că prin această schimbare vor fi sprijinite localitățile mici să-și rezolve problemele de infrastructură, în special în ceea ce privește canalizarea. Contestatarii spun însă că măsura este inutilă și insuficient documentată. E o mare minciună. Noi am mai pățit odată cu fondurile PSAPARD. S-au făcut niște investiții de canalizare la care cetățenii, din cauza sărăciei, n-au putut să se branșeze și au rămas niște țevi îngropate în pământ. Eu cred că dacă era o strategie și o viziune, prima dată se dădeau banii pentru marile orașe, pentru marile localități, ca să creăm un confort cât mai bun cetățenilor și acolo unde cetățenii își permit să plătească după aceea facturile la aceste utilități. Totodată trebuie spus că este nedreaptă legea, pentru că pui la egalitate o comună de 250 de locuitori, cum este și Ștarovăț, cu o comună de 7.000, cum este Șiria sau Vladimirescu. Aceste plafoane înseamnă, de fapt, că vei da unei primării care până acum, pentru cheltuieli de funcționare, se descurca cu 300.000 de lei, îi pui 1.500.000. Mă întreb ce mare dezvoltare poate face comuna bătrână din județul Hunedoara, care are 100 de locuitori și primește de la bugetul de stat, acum peste 1.400.000 de lei. De asemenea, și reprezentanții primăriei municipiului Arad spun că în noile condiții nu vor mai primi în 2015 niciun leu de la bugetul central.